și la algebră. Algebră. Și nu uitați să dați... Și să vă abonați la Prof Online, pentru că acolo veți fi atenționați ori de câte ori apare o lecție. No, da? Este un lucru pe care pornim repede la treabă, nu stăm pe gânduri, deci... Probleme în caracter practic, la asta șansa? Probleme în caracter practic, da? Da, mai de fel. Cu caracter... practic. Așa. Clasa a 6. Haideți să... Sunt două probleme, domnul profesor, care noi le-am făcut, dar ei doi nu. O să le ia de la... Dacă o să le ia de la... Sunt deja făcute pe internet. Sunt și puse pe... Da. Sigur că da. Pentru că ei au teste adevărat, din ce a zis că vă dătesc. Invers și direct proporțional. Deci nu mai facem... Mărim direct și invers proporțional. Asta sigur. Invers proporțional și regula defensivă. Deci da. Să lucrăm de aici. Eu așa spune, de la capitolul direct și invers proporțional, facem da. Acelea cu două stele și da. Cu trei stele. Două stele începem, da? Dar cu două invers. Stele, da. Numerele, deci 7 de la pagina 36, copii. 7. De la pagina 36. Dar am zis un problem cu caracter practic. Da, pentru că am vrut să facem cele două care îi numim și... Dar atunci spunem aici probleme... Aici zicem mărim direct proporțional. Da. Probleme cu mărim direct și invers proporțional. Da? Okay. Probleme cu mărim... Și văd copiii în casă profund online. Direct. La lecția și o să găsim probleme. Invers proporțional. Veți fi obligați să faceți asta. Da. Acum ca să găsiți probleme cele. Numerele 3x și 5. Numerele 3, deci, 3 și 5. X și 5. Sunt direct proporționale. Direct proporționale. Cu Y. 54 și 45. 54 și 45. Calculați. X plus Y. Să vedem. X plus Y egal cu cine? Și Y minus X egal cu cine? Y minus X, da? Da, da. Egal cu cine? Ce ai făcut? Am făcut tot până 15. Am luat totul la vârf. Tu le-ai făcut acasă? Da. Acasă le-ai făcut? Ale lucrat tu? Hai să lucrăm două stele, să începem cu un ritm. Uite, așa facem acum, dar nu ducem până la cap. Imediat vorbește. Hai, vorbește. Te rog, condu-mă. Da, deci... Nu era dar dacă sunt direct proporționale, zi-mi, te rog. Deci, înseamnă? Trebuie să scriem 3 supra Y. Așa, deci 3 supra Y. Egal cu x supra 54 x supra 54 și 5 supra 45 egal cu și 5 supra 45 adică 1 pe 9 aici, da? Și continuu că dacă ai lucrat nu, eu l-am făcut total altfel după aceea nu în primul raport, zicem că egal cu 1 pe 9, nu? Sigur că da, ca să-l scoți pe Y, pe X. Deci din prima, 3 pe Y egal cu 1 pe 9, rezultă că Y va fi egal cu, te numește Sonia. Y egal de aici cu 3 ori 9 supra 1. Da? Un termen egal cu produsul celor două împărțit la... Deci Y egal cu 3 ori 9. Supra 1 și egal 27. Te rog, Rareș, parcă nu? Da. Cum faci ca să-l găsești pe X? Căutăm în funcție de... Păi mai dacă ai scris în relația, nu mai trebuie să te uiți. X supra 54 egal cu 1 pe 9. Ah, okay. Deci X supra 54 egal cu 1 pe 9. De unde rezultă că X va fi egal cu... 6, nu? Că vine 54 pe 9, 6. Și atunci, ce ne cere autorul? X plus Y. X plus Y egal cu cine? Vorbește. X plus Y egal cu 6 plus 27. 27 și egal cu 33. Și Y minus X
egal cu? 6 minus. Nu, 27, 27 minus 6 și egal cu 28. Putem, mai probleme. Da. Acum putem să ne întoarcem la... La ce? La fracțiile noastre și putem să le scriem direct. Atunci avem 3y, putem să scriem direct ca 3 supra 27. A, să le mai înlocuim? Păi nu, doar dacă vrei să... Dacă vrei să constați că este adevărat. Dar este adevărat. Atât ne-am oprit aici, nu pierdem timpul. Nu mai pierdem timpul. Asta putem să... Nu mai e ce verifica. Ah, okay. Autorul a spus așa. Știind că sunt direct proporționale, găsește x plus y și y minus x. Am și făcut asta. Da, mai departe. Asta e ca ei. Problema 8 de la 36. 8 la 36, da. Determinați numerele A și B. Determinați numerele A și B. A. Știind că sunt direct proporționale cu 5 și 8. Deci, știind că... Sunt direct proporționale cu 5 și 8. A, B, uite, le-am pus repede. Mulțumesc, direct proporțional. Direct 5. Proporțional. Cu? 5 și 8. 5 iar, și 8. Și 8. Da. Iar diferența lor este egală cu 45. Iar A minus B. A minus B sau B minus A? Spuneți-mi cum să zic. A minus B. Ochiul spune că ar fi nevoie de B minus A, să spune. A supra 5, nu? Direct supra 5. A supra... Cum este A față de 5, așa e B față de 8. 8. Și se vede că B e mai mare. Deci diferența lor, aici autorul ne lasă să vedem spunem că noi cum trebuie. Da. Că dacă aș spune A minus B, probabil că ar fi pentru voi, pentru moment, scăderea imposibilă. Dar dacă spun B minus A, va merge. Să vedeți că așa este. Deci ce spune Sonia? Faptul că sunt direct proporționale? Este A ori... Nu, A pe 5. 5 egal deci A supra 5, 5 egal cu... A pe 5. Păi egal cu B supra 8. 8. Da, e corect, Rareș. Da? Și egală cu Sonia mai departe, cu suma lor supra suma lor, da? Facem așa? Sigur că da, facem suma lor supra suma lor. Că B minus A este dat în problemă. Cât este B minus A? 45. 45. Am uitat să spun. Deci egal cu suma lor A plus B supra 5 plus 8. Facem derivate. Da? Proporții derivate, da? Și egal mai departe și cu B minus A supra 8 minus 5. B minus A supra 8 minus 5. Deci vezi? Și cu adunarea lor și cu scăderea, dacă... am nevoie, cum am avut B minus A, am zis B minus A. Supra 8 minus 5. Dacă spuneam, este adevărat că e egal și cu A minus B supra 5 minus 8. Dar 5 minus 8 nu poți face scăderea deocamdată. Și egal mai departe cu B minus A pe care o știi de 45. Deci 45 supra cât? 3. Și care e egal mai departe cu 15, nu? De acum rare și revenim și aflăm pe A și pe B. Da? Deci câtă vreme autorul mi-a dat o informație care leagă pe A cu B, eu am putut să mă descurc, da? Și atunci am făcut B minus A. Dacă nu ne prindeam de chestia asta, puteam să notăm cum că o să facem variante de rezolvare imediat, da? Și atunci mă întorc și zic A supra 5 egal cu 15. Sonia vorbește de unde A egal cu... Ia copii încă de pe tablă, nu are ritmă. A, pe nu te uiți, vreau. Tu te uiți numai pe căițelul tău. Și trebuie să vorbești. Da. Rareș, vorbește. A pe 5 egal cu 15, rezultă că? A egal 3. Ai 5 ori 15, mai atenție. 5 ori este prosul ăsta, ori 2 împărțit la al treilea. Este vorba de a scoate... Atenție, Rareș. E vorba de a scoate un termen dintr-o proporție, da? Da. Se mulțesc cei 2 și împarte la al treilea. Deci A egal cu 5 ori 15 și egal cu 75. Apoi, B supra 8 este egal cu cât? B supra 8 egal cu 15, da? Sonia, te rog, de aici scoatem pe B. B egal cu? B este egal cu 8 ori 15. Așa, 8 ori 15. Și este egal cu 120. Și cu asta am aflat pe A și B. Copii, aici am să mai insist un pic. Dacă autorul ne-ar fi dat suma, am fi folosit acest raport. Dacă el ne-ar fi dat așa, 2A plus 3B egal cu 7, deci dacă ne-ar fi dat așa, 2A plus 3B egal cu 7, noi nu aveam decât A pe 5 egal cu... și aveam doar
A pe 5 egal cu B supra 8. Deci A pe 5 egal cu din faptul că sunt direct proporționale. Asta e motivul. Da? Avem așa ceva imediat. Dar eu m-am oprit aici un pic, poate ne va veni foarte ușor mai departe. Și egal cu K. Egal aici cu K. Deci scoatem că A va fi egal cu 5K. B e egal cu 8K. Și acum înlocui. Și acum am și înlocui aici. Atunci nu înțelegi de unde A e 8K și... Da? A e pe 5 egal cu K. A egal cu... Aici ca și cum ar fi 1. 5 ori K supra 1. 5K. B egal cu 8K. Și cu A și B cunoscute, nu-mi rămâne decât să mă duc să locuiesc în relația dată de autor și atunci se află cine se va afla. K-ul. Da? Și acolo la noi puteam să facem la fel, domnul profesor, în exemplul nostru. Sigur că ei nu se prindeau de derivate. Deci dacă voi nu vă gândeați să faceți proporții derivate, fie suma, fie aici diferența, fie de cum îți este dată relația, că ți este telefonată mișcarea care trebuie să o faci. Ai denotat aici cu un K și atunci A ar fi egal cu 5K, B egal cu 8K și ne ducem în relație și zicem B minus A egal cu 45, adică B-ul ar fost 3K, parcă 8K. Da, 8K, minus 5K, 3K. 3K egal cu 45, unde K egal cu 15. Cu 15 cum am și văzut noi. Deci, eu am făcut exercițiul meu și de același lucru, cum am făcut altfel. Ia zi. Ia zi, te rog. Deci, eu am făcut tot la fel. Am făcut A minus B egal 45. Am făcut rezultă... A minus B sau B minus A? A minus B am făcut. Să vedem. A minus B. Da. Și aia era așa scris în raportul? A pe 5 egal cu B pe 8? Nu. Eu am altfel. Cum? Deci, eu am, după aceea rezultă A egal 45 plus B. Am făcut A, K egal 8, rezultă că A egal 8 pe K și B, K egal 5 și B egal 5 K. Stai puțin. Te urmărim ce vrei să spui tu aici. Și deci, tot tu, și... Hai să notăm, domnul profesor. Nu crezi că ți-a ieșit. Mă interesează partea logică a angulației momentului. Încă o dată. Faptul, ai scris și una că A, B sunt direct proporționale cu numele acestea? Da. Așa ai zis. A, B, 5, 8. Și atunci ce relație ai? A pe 5? Da. Ai așa ceva? Nu, zic cum ai. Păi eu am simplu, am scris doar... A minus B egal cu 45, a scris. Da. Bun, și... ai zis A minus B egal cu 45. Și acum cum ai spus? Și mai departe. Mai scris după aceea rezultă că A egal 45 plus B. Lasă-mi pe A de aici, da? Deci A egal cu 45 plus B, e corect până aici, da? Să zicem. Și după aceea am scris A, K, am luat pe K. A, K, de ce A, K? Deci în loc de A ai scris K? Nu, K. A ori K, a scris domn profesor. Haideți să vedem unde ajunge. A ori K. Stai puțin. A ori K egal cu? Egal cu 8. Egal cu 8. Și asta rezultă că A egal 8K. A egal cu 8? A egal cu 8 supra K atunci. Da, A egal 8 supra K. Deci rezultă că A egal cu 8 supra K. Dar de unde a scos asta? K. Dar A nu e B minus 45? Să nu mă uite la relația lui. La A minus B egal cu 45. Da, uite la B minus A egal cu B minus 45. Deci ești prostii și aici. Și nici acolo nu e vinerea, e vine din ce a spus el, domn profesor. Da, dacă A minus B egal cu 45, atunci A egal cu 45 plus B. Dar ai zis bine, știi? Eu uite la B minus A. Nu contează, Miruna. Hai să vedem ce a reacționat el. Dar unde, de ce zici tu A, K egal cu 8? Păi eu am luat-o din teoria cărții. Legea. Păi te încurci rău, rară, și nu ți-e clar și după aceea, puiule. Da. Că nu e nimic clar. Tu trebuie să știi când e direct proporțional, trebuie să știi ce înseamnă asta. Adică A pe 5 egal cu B pe 8, aia este direct proporțional. Da. A, K și ce zici tu, deja te complici foarte mult. Nu, că se complică. Pur și simplu sunt relații care nu se dovedesc într-o logică a lor. Deci ele sunt scrise, probabil că ai luat așa niște exemple de pe undeva de prin manual, ai zis că e cu 8 și cu K și nu știu ce, dar... Am calculat ceva, că mai știu cum am calculat. Vezi, eu aștept fiecare idee a voastră, dar să fie corectă. Rareș, hai să facem ceva. Nu mai reveni la ce ai făcut tu și hai să înveți așa cum e corect ca să mergem, da, știi? Să mergi bine, să stăpânești bine.
ce ai zis. Că nu e ok ce ai zis tu. Nu am nicio logică. A, K egal cu 8. Și nici, da, și vezi, nici A minus B, domnul profesor vă explică că dacă A și B direct proporțional cu 5 și 8, domnul profesor vă explică că așa ați putea observa că, 8, că B e mai mare, pentru că B e 8. Ca să pot face scăderea și v-am arătat concret pe ieșiți. Uitați, B a dat 120, vedeți, și A a dat 75, domnul profesor a avut dreptate, trebuie să urmărim din start asta. Deci cum se întâmplă între 5 și 8, așa se întâmplă între A și B la directa proporționalitatea. Când la inversă proporționalitatea, tot mai invers. E invers. Ați înțeles? Haideți să învățăm chestiile astea care... Sunt esențiale dacă vreți să păi puneți la lucru. Hai, ca să lucrăm un pic, să prindem și un ritm, da? Deci da. Nu e bine rare și nu te mai uita acolo, că nu e problemă. Nu știu de unde le-ai luat tu, haideți să mergem mai departe. 9 de la 36. Faci comparația acasă, să vrei exact. Să descifrezi tu. Dacă e simplu, calculați trei numere raționale știind că sunt direct proporționale. Deci X, Y și Z. Uitați-vă cum notează domnul profesor, e foarte simplu. X, Y și Z, care sunt din Q, că sunt și numere raționale, fracții. Da, direct proporționale cu. Știind că sunt direct proporționale cu. Adică X, virgulă, Y, virgulă, Z, mulțimea asta e direct proporțională cu mulțimea, în ordine foarte importantă. 5, 7 și 12. 5, 7 și 12. Iar suma lor este 252. X plus Y plus Z egal cu 252. Mirna, poți să vorbești un pic? Poftim. Da. Facem X pe 5. Deci faptul că sunt direct proporțional, echivalent, se traduce asta, echivalent cu? X pe 5. X supra 5. Este egal cu Y pe 7. Pe 7 și egal cu Z. Z pe 12. Vreau să vă întreb, care ar fi ordinea numerelor ăstora, a lui X, Y și Z? Ca ordine... De la mic la mare? La mic la mare. Ia zi-mi rog, dacă ai înțeles. Păi Z ar fi cel mai... Mic sau cel mai mare? Cel mai mic. Normal, da. Nu te-a zis domn profesor că e... X, pe aceea urmează Y și apoi... Deci cel mai mic care este încă o dată? Z. Păi cum să fie X, Z dacă X pentru că este... Deci ordinea de aici este așa cu ordinea de aici. Cum este 5-ul față de 7, este X-ul față de Y. Cum este X-ul față de Z, cum este 5-ul față de 12, este X-ul față de Z. Deci ne dăm seama că ordinea asta ar să fie. Deci ordinea ar fi așa. Noi anticipăm îndată. X mai mic ca Y, mai mic ca Z. Așa trebuie să ne dea numărul. Numai dacă obținem numele acestea, treaba e corectă. Dacă nu, am greșit noi. Avem X, le adunăm. Să avem X. Fiindcă avem condiția dată, X plus da. Y plus Z, X plus Y plus... un alt raport care se obține din acestea, ar fi că X egal cu 5K. X plus Y plus Z. Deci facem proporția derivată. X plus Y plus Z supra 5 plus 7 plus 12. Și egal mai departe, asta e cunoscută, de aia l-am și adunat. Egal cu 252 supra 12 plus 12, 20, cât 12 plus 12, 24. Ia să vedem 252 la 24, dacă nu se poate. Nu merge, 10 lucruri, dacă vezi prin 12. Prin 12 simplificăm, 21 da? Pe 21. 21 pe 2. Pe 2. Da, 21 pe 2. Și atunci ne întoarcem la, fiindcă avem valoarea raportului 21 pe 2, zicem x pe 5 egal cu 21 pe 2 și Sonia, de aici x egal cu? 5 ori 21 pe 2? Așa, păi mă întrebăm, asta e automat, 5 ori 21 supra 2 și egal cu 105 supra 2. Celălaltul, y supra 7, rare și Y pe 7 egal cu 21 pe 2. Ce rezultă? Că Y? Y egal 7 ori 21 pe 2. Păi 7 ori 21 pe 2 e foarte important. 7 ori 21 supra 2. Egal cu 7 ori 2, 14 pe 2. 147 pe 2. Și Z supra 12 egal cu 21 pe 2, de unde rezultă că Z va fi egal, Sonia, Z egal cu? Z este egal cu 12 ori 21 pe 2. 2 cu 12, 12 simplificăm, 6.
6 ori 1, 6, 6 ori 2, 12, 126. Deci Z va fi egal cu, este egal cu 126. Oare e adevărat că Z e cel mai mare, cum am anticipat? Oare 126 e mai mare decât 147 pe 2? Da. Că 147 pe 2 fac 70 și nu știu cât acolo cu... 3,5 de rată. 105 supra 2, iarăși, e cel mai mic, 50. E clar că, așa cum am anticipat, așa stau lucrurile. Mergem mai departe. 10 de la pagina 36. Aflați A, B și C. Deci aflăm A, B și C, mulțimea A, B și C. Știm că sunt direct proporționale. Direct proporționale. Cu numerele. 0,5. 0,5. 0,2. 0,2. 0,3. 0,3. Și A plus B plus C. Și mai am și A plus B plus C. E egal cu 930. Da? Cum procedăm? Tu te rog să vorbești acum. A pe 5 pe 10. A supra 5 pe 10. A supra 5 pe 10, care înseamnă 1 pe 2. Da. 1 supra 2. Egal cu B supra 2 pe 10, adică 1 supra 5. 1 pe 5. Și egal cu C pe 3 pe 9, adică 1 pe 3. C supra 3 pe 9, 1 pe 3. Și se înțelege de ce e 3 pe 9 acolo, nu? E periodic, un număr periodic simplu, 3 supra 9, da? Și atunci avem 930 supra... Și egal cu, mai departe, poți continua o propoziție. Te duci repede la condiție, nu? Care înseamnă A plus B plus C și atunci aduci numărătorii pe suma numitorilor. A plus B plus C supra 1 pe 2 plus 1 pe 5 plus 1 pe 3 și egal cu 930. Și egal cu 930 supra numitorul comun e 30. Ca prima amplificăm cu 5. Deci numitorul comun este 30, da? Și amplificăm cu 5 pe la 2 cu 6 și la 3 cu 10. Deci 15 plus 6 și plus 10, totul supra 30. Și egal cu 930. 930 ori 30 pe... Deci 31 parcă face 15 și cu 6 și cu 10. Da, da, 930 ori 30 pe 31. Așa, ori 30 ai spus aici, da? Supra 31. Și iată egal mai departe cu 20 ori. 3 ori 3, 9, și 3 ori 9, 27, da? Totul supra 31. Deci face 27.900 supra 31, ar fi valoarea raportului. Și acum ne întoarcem. A supra, Sonia, A supra 1 pe 2, egal cu... Este egal cu 27.900 supra 31. Rezultă de aici. A este egal cu 1 pe 2 ori 27. Deci ar fi 1 pe 2 ori 27.900. 27.900, da. Și totul supra 31. 31 cu 900 se împarte, domnul profesor. 31 cu 900 se împarte. Se împarte și 30. Poate ar fi fost cazul aici să facem împărțirea exact. Și să spunem egal cu 30, nu? Mai 31 cu 9. Unde sunteți? 31 cu 90, 930. Cu 930, domnul profesor. Așa, se împarte și 30. Face 30. 30 și 30, 900. 900, da. Deci, valoarea raportului este 900. Și acum să revenim. A supra 1 pe 2 egal cu 900, din care rezultă că va fi egal cu 900 ori 1 pe 2, da? 900 ori 1 pe 2 face 450, da? Da. Așa. Ioana, ce nu merge la tine de copii de pe tablă? Faptul că merge, este în urmă. A, ești în urmă? Hai să vedem unde ați rămas. E modul tău de a rezolva atunci. Haideți să facem așa. O să vă pun la comandă pe fiecare exact. Pe rând și ca să vă surprind să ritmul vostru. Pentru că nu știu ceva. Nu da. Dacă copiem de pe tablă, n-am făcut nimic.
Uite, i-am rezolvat în alt mod și tot am rezolvat odată cu domnul. Ia să vedem încă o dată. Copii, după ce am scris asta, am zis A plus B plus C, și am zis miroara 1 pe 2 plus 1 pe 5 1 pe 3. De ce ai rămas în urmă? Nu înțeleg. 930, deci 930 supra 31 și 30 ai spus tu că ajungi sus, da? Și 930 ori 30 și observăm repede aici, trebuia să observăm, din păcate n-am observat, aici simplifică 930 cu 31, face 30, da? 30 ori 30 face 900. Ei, valoarea raportului, și ne-am întors acum, de ce să nu fiți lângă mine? A supra 1 pe 2 e egal cu 900, așteptam aici să-mi spuneți 2A. 2A. Deci asta înseamnă viteză și asta înseamnă să înțelegeți că A supra 1 pe 2 e 2A e egal cu 900, că mulțim prima cu a doua inversată. V-am spus, am făcut cu piticii operații cu fracții la clasa a patra și am spus aceste lecții, ce bine ar fi dacă aș avea puterea să le spun să fie urmărite de toți copiii de la a 5-a până la 12-a. Pentru că se întâmplă necazul mare. Ați fost aici de față. Se întâmplă necazul mare că voi vă aflați a 6-a, a 7-a și tot mergeți și nu faceți rapid operațiile astea. Practic, aici ce se întâmplă? Eu pot să înțeleg că e A pe 1 înmulțit cu 2 pe 1, cu a doua inversată. Și face 2A. Ăsta este motivul. Și de ce spun 2A egal cu 900? Și de unde A este egal cu 900 împărțit la 2, care face 450. Da. Și haideți să vedem și pe cealaltă. B supra, cât spunem? B supra cine? Supra 1 pe 5. Adică trebuie cât, Miruna? Hai să te văd. Adică 5B. Adică 5B, deci, 5B. Deci 5B egal cu 900. De unde rezultă, Sonia, că B va fi egal cu? Nu știu, 180. 900 împărțit la 5, 5 spune. Da? 900 împărțit la 5 și egal cu 180. Și Rareș, C supra 1 pe 3, adică cât? Adică 3. 3C egal cu 900, de unde rezultă că C va fi egal cu 900 împărțit la 3 și face 300. Da? În felul ăsta am aflat pe A, B. Să vorbească câte unul la câte unul este cinci. Așa, așa, așa. Sonia, vrei cu ea 11? Sau vrei tu Rareș la 11? Hai Rareș, ca să nu ne uităm, că oricum va ajunge rândul. Determinați numerele A, B și C. A, B și C. Știm că sunt direct proporționale cu 3, 4 și 5. 3, 4 și 5. Iar produsul lor este 480. A ori B ori C, dar cu 480. Rareș, care ar fi ordinea lui A, B, C? Cine ar fi cel mai mic, cine ar fi cel mai mare? Păi, dacă facem A supra 3, B supra 4 și C supra 5, ar fi A-ul. Ce A-ul? Cum ar fi? Adică A-ul în funcție de 3. Eu vreau să spun, care ar fi cel mai mic, ca să nu mai ne lungim cu cum 3-ul? A. A-ul va fi cel mai mic, iar C-ul ar fi cel mai mare, da? Deci, din directă proporționalitate, rezultă de aici, Rareș, că... Sper să vorbești. A supra 3 egal cu B supra 4 egal cu C supra 5. Așa. Și de desubt adăugăm că A ori B ori C este egal cu produsul lor, A ori B ori C. A, era A ori. Egal cu 480. Egal cu 480. S-a terminat, ne ducem la alta. Poți să editezi mai departe. Mă încântă să mergeți mai departe, fiecare. Da. Ai carte deschisă, e doar tu. Da. Da. Ce ai de gând să faci, Brale? Și te nu vorbește. Păi, acum trebuie să calculăm, facem direct A ori B ori C egal 480 supra 3 ori 4 ori 5. Așa. Deci faptul că ai A ori B ori C îți vine în minte că le mulțim pe aceste fracții. Deci vine A ori B ori C supra 3 ori 4 ori 5. Exact. Întrebarea este, va fi egal aici, e ca ăla sau se întâmplă ceva? Adică vreau să spun, când ne întoarcem la
valoarea raportului e bine A pe 3 egal cu? Pentru ca să înțelegi, pun aici un semn de întrebare și continui tu A 480 supra cât din ei? 480 supra 3, 4, 12, 60. Deci 4, 5, 20 ori 3, 60. Simplificăm aici și face 48 supra 6, 8, da? Da. 6 ori 48. Bun. Și acum? Și acum trebuie să facem A ori 3. A supra 3. Ori. Egal cu 8. Egal cu 8. Și atunci A va fi egal cu 24, nu? Da. Apoi? Apoi B supra 4. Egal cu? Egal cu 8. 8. Și este 4 ori 8 egal 32. B face 4 ori 8, 32. Și C? Și C, C supra 5 egal 8. Rezultă că C, C egal 40. 40. Ia să înmulțim 24 cu 32 cu 40. Dă 480. Iată să facem această chestie. Deci A ori B ori C egal cu, după cum am găsit noi, 24 ori 32 ori 40. Păi de unde? De 30 și mișa. Sigur că da. De ce am pus semnul de întrebare aici? Este o greșeală. Atunci trebuie să le schimbăm, adică A să nu fie supra 3? Sau? E cum să le schimbăm? Directa proporționalitate este aceea. Ceva am greșit noi. Deci dacă am notat cu K valoarea raportului, ne-am dus și pe culoarul acela, aș fi evitat greșeala de aici. Da? Deci s-a produs o greșeală și o să descoperim îndată aici. Deci, atenție, nu închidem ochii și ne ducem. La adunare a fost o chestie. Nu m-am gândit, nu aș fi gândit. Păi, de aceea insistat aici. Deci, iată, dacă mă duc de la valoarea raportului, A pe 3, egal cu K. Și când am mulțit din K, ori K, ori K, și ar fi fost aici A pe 3 un K, B pe 4 un K, C pe 5 un K. Aoleu, și ar fi fost K la a 3-a. Deci K la a 3-a și aici, 8, egal aici cu... E 2. Așa. Deci egal aici și egal mai departe cu K la a 3-a, dacă vrei să fie treaba bună. Și atunci... Și atunci, egalitatea asta nu mai merge aici. Deci de aici se rupe egalitatea. Deci nu mai, nu spunem egal, nu, asta nu e o proporție, un raport care derivă de aici să-ți meargă egalitatea. Să se mulțesc și vine K la a treia. E mulțit, mamă, și K ori K ori K e la a treia. Pentru că diferența de celălalt este că este A ori B ori C și nu A plus B plus C. Sigur că da, dar una era adunare când se adunau K-urile acelea și alta este situația că e la mulțire. Și atunci, în clipa în care vrei să folosești așa, închipui-ți că ai notat cu K. Și vine K, adică A pe 3, ori B pe 4, adică K, ori C pe 5, adică K, egal cu A pe 3, ori B pe 4, ori C pe 5, și egal cu ABC, da, ABC supra 60, și face 8. Și iată că K ori K ori K face K la a treia. Și iată egalitatea, ce egalitatea am? Că K la a treia egal cu 8. De unde rezultă că K egal cu 2. Și acum mă întorc la valoarea raportului și zicem A pe 3. A pe 3 este egal cu 2. De unde rezultă că A egal cu 6. Apoi, B pe 4 egal cu 2. De unde rezultă că B egal cu 8. Și C pe 5 egal cu 2. De unde rezultă că C egal cu 10. Deci, corect, valorile găsite sunt A, B, C, 6, 8 și 10. Nu ne păcălim, nu greșim. Cel mai corect aici ar fi fost
Atenție, nu continuăm cu raportul acesta. Grav este. Sau dacă vedeți câte două mulțite, A ori B, e ca pătrat. Da? Dar ca să nu intrați în greșeala asta, să nu picați în greșeală, notați cu K. Și scoateți de aici. A egal cu. Eu așa aș fi făcut în condițiile acestea în care nu mi-aș fi, nu m-aș, m-aș fi prins. Azi zice, am așa, K pe 3 egal cu K. Da? B pe 4 egal cu K. C pe 5 egal cu K. De unde rezultă că A egal cu 3K, B egal cu 4K, C egal cu 5K și ABC, am relația K ori B ori C, este egal cu 480. Da? Ei, înlocuiesc pe A, pe B și pe C și urmează 3K, deci ar urma. În loc de A, pun cât? 3K. Ori B-ul, 4K. Și C-ul, ori 5K. Egal cu 480. De unde constatăm că am 4, 5, 20, 30, 60, ori K la a treia. K ori K ori K, K la a treia, face 480. Simplificăm și face 8 aici. Deci K la a treia, rezultă K la a treia, este egal cu 8. Adică K-ul egal cu 2. Și cu K-ul 2 mă întorc și înlocuiesc. Și găsesc pe A, B și C. Da? A fost capcana aceea în virtutea a ceea ce însemna obținerea unui raport cu gândul la proporția derivată pe baza relației de aici. Drepturile mulțim, dar atenție, egalitatea nu funcționează, ci egalul acela nu avea niciun rost acolo. Era chiar împotriva. 12. Să vedem. Da. Spune-mi. Determina trei numere raționale. Deci, trei numere ABC din Q. Știind că sunt direct proporționale cu. Deci, A, B, C din Q, care sunt direct proporționale cu numerele 3,5. Direct proporționale cu numerele 3,5, 2 și 0,5. Și? A. Diferența dintre cel mai mare și cel mai mic este egală cu 27. Care e cel mai mare de aici? Cel mai mare e B. Nu, cel mai mare este dar 2. Da, 3,5, 2, așa am zis. 2 și 0,5. A-ul este cel mai mare. De ce dau? Pentru că corespunde lui 3,5. Deci A-ul e cel mai mare. Sunt diferența. Un pic atent. Da? Deci, eu am întrebat, că așa spune autorul, diferența dintre cel mai mare și cel mai mic, parcă nu? Da. Diferența dintre cel mai mare și cel mai mic este egală cu 27. Cine e cel mai mare, cine e cel mai mic? Asta e, eu nu puteam să scriu chestia asta dacă nu sesizam din experiența de până acum care e cel mai mare și care e cel mai mic. Păi, așa cum sunt numele 3,5, 2 și 0,5, tot același lucru se întâmplă între A, B și C, în ordinea asta. Adică cel mai mare este A, și cel mai A pentru că îi corespunde lui 3,5, cel iar cel mai mic este C, care e 0,5. Așa. În loc să spun autorul că A minus 5, A minus C, egal cu 27, mă lasă pe mine să văd, să înțeleg. Adică el se întreabă, știu ei chestia asta? Și la B, este și varianta B, domnul profesor. A mic, da. Da. Și varianta B mic este, media lor aritmetică este egală cu 24. Media aritmetică, deci ce media aritmetică? Cine știe? A plus B plus C pe 3 egal cu 24. Asta vreau să deci A plus B plus C pe 3 media aritmetică egal cu 24. Adică A plus B plus C egal cu 72. Da. Vor. Da. Asta și redul. Lăsăm asta media aritmetică și pentru că scriem în chestia asta, o scriem neapărat când ne apucăm de lucru. Zi-mi, Rareș, ai vorbit tu, Rareș? Nu? Da, tu? Da, tu. Poftim. Da. Poftim. Păi eu erau. Da, da, A pe 35 pe 10.
asupra 35 pe 10. De ce 35? Că 3,5 se zice 35 pe 10, da? Care zice 3,5. Atunci poți să spui 7 pe 2. 7 supra 2. Egal cu B pe 2. B supra 2. Și egal cu C supra 1 pe 2. C supra 0,5, 5 pe 10, cât faci? 1 pe 2, nu? Da. Supra 1 pe 2. Avem că A plus B plus C este egal cu 72, dar putem să facem câte o soluție. Dar se răspunde la primul punct. Luăm A, mai schimbat, A supra 7 pe 2 este egal cu C supra 1 pe 2. Da. Și noi avem că A minus, apoi scriem A minus C supra 7 pe 2 minus 1 pe 2. Ce crezi tu că n-ar fi corect să continui egal aici? Bă, da. Că poți să iei doar două din ele. Valoarea raportului nu se schimbă. Deci A minus C, A minus C, supra 7 pe 2, minus 1 pe 2. Am făcut această manevră, am reușit un alt raport care continuă șirul de rapoarte, egalitatea să menține, e un raport derivat din cele din înainte. Da? Da. Și este egal cu 27 pe 3. 27 supra 7 pe 2 minus 1 pe 2 face 3. Că face 6 pe 2, 3. Și este egal cu 9. Și egal cu 9. Și atunci, în condițiile astea, zicem. A Sonia, A supra cât? A supra 7 pe 2, vorbește. A supra 7 pe 2. Egal cu? Este egal cu 9. Da, de unde rezultă că A? Rezultă că A este 7 pe 2 ori 9. 7 pe 2 ori 9, 7 ori 9 supra 2. 63? 3 pe 2, da? Da. Apoi, B pe 2, hai repede, B. B pe 2 este egal, este egal cu 9, rezultă B este 2 ori 9. Adică 18. 18. Și? C pe 2. C supra 1 pe 2. Pe 2. Da. Egal cu 9. Este egal cu 9, rezultă C egal cu 1 pe 2 ori 9. Adică 9 pe 2. Cu asta am găsit A, B și C. Cele câteva. La A. Mai aveți și B. Mai aveți și B-ul. Ranești, la B ce ai de gând să faci? 42, mai avem B. Da, și la punctul păi B. Pentru că l-am găsit pe A, B și C. Nu, păi astea au fost în condiția A minus C. Fiindcă tu ai la punctul B, că A plus B plus C face... Supra 3 egal cu 24. Supra 3 egal 24. Ce îți vine în minte știind doar până aici? Asta. Asta. De fapt, asta. Cam mai a făcut noi A minus C din motivul lui A, pentru condiția dată de A. Acum, ce îți vine pentru condiția dată de B? Păi dacă tu vezi A plus B plus C. Păi trebuie să ne calculăm. 7 supra 2 plus 2 plus 1 pe 2. Bine, dar pe baza pornim din nou. A supra 1 pe 2 egal cu B pe 2 și egal cu C pe 1 pe 2, care înseamnă directa proporționalitate. A supra 7 pe 2, da? 7 pe 2 egal cu B pe 2 egal cu C 1 pe 2. Și uitându-te tu la A plus B plus C. Acum folosim B-ul. Da, fiindcă ai condiția asta, poate ai terminat-o. Nu mai ai treabă. Păi, ți este telefonată varianta de obținerea raportului pe care să le întrebunțezi de aici. Adună numărătorilor. Suma numărătorilor pe suma numitorilor, egal cu fiecare din rapoarte, da? Deci, ori faci așa, ori notezi cu K aici. Cum îți e mai ușor ție, Rareș? Așa. Așa cu K? A, nu. Să adunăm, sigur că da. Deci este mult mai ușor. A plus B plus C, totul supra 7 pe 2, plus 2 plus 1 pe 2, care înseamnă A plus B plus C, înseamnă de 3 ori 24, că aduc la aceeași numitor. 3 ori 24 își face 72. 72 supra la
2 e numitorul comun, cum a doua cu 2. 72 și dacă vedem aici 7 pe 2 și cu 1 pe 2, face 8 pe 2 care înseamnă 4 și cu 2 6. Deci poți să vezi și chestii de astea. Deci 7 pe 2 și cu 1 pe 2 se pot aduna repede și fac 8 pe 2 care înseamnă 4 și cu 2 6, ca să nu pierzi timpul. Aici ieți prietul, s-a dat la același numitor. Să știi că mergea. 7 și cu 4, 11 și cu 1, 12, 12 și părăduții la 2, fac 6. Și tot 12. Da, deci... valoarea, sunt simplite de acolo, domnule. Valoarea e 12, da. Când se bate 72 la 6 și face 12. Și atunci ce avem din toată povestea asta? Avem așa. Pentru punctul B, sunt alte valori al lui AB și C. Alte valori, da? Vom avea A, Rareș, vorbește, asupra 7 pe 2 egal cu cine? Cu 12. De unde se întâmplă că A va fi egal cu 1? 7 pe 2. Ori 12. 7 pe 2 ori 12. Simplificăm 12 și face 6 ori 7, 42, da? Pe urmă, hai repede, contul, e găsit-o. După aceea B, B supra 2 egal cu 12, rezultă că B egal B supra 2. B supra 2 egal cu 12. B egal cu cine? 2. Cum să fie 2 mai mare? B egal cu ăsta, ori ăsta supra ăsta. 2 ori 12, 24. Și C supra? C supra 2. C supra cât? C supra 1 supra 2. C supra 1 pe 2. Egal cu... Egal 2C. Sau 2C, sau zicem C supra 1 pe 2 egal cu cât cu 12, de unde rezultă că C va fi ăsta ori ăsta, adică 1 pe 2 ori 12. Și face 6, da? C egal 6. Și ai scris? Prescris. Păi nu te uiți la mine cât te uiți marcaițelul tău și în timp ce vorbești, în timp ce scrii și lucrezi tu acolo, și vorbește. Tu mă conduci. Da? Sonia, acum. La următoarea repetiție, nu? Da. 13, de la pagina 37, Sonia. Citește-l tu, Sonia, tot și spui exact. Eu stel tabla, vezi, da? Stelul? Da. 13. Aflați 5 numere naționale, știind că primele 3 sunt direct proporționale cu... 5 numere, adică o să le zicem noi. X, Y, Z, A, B, B, B C, D. Invers. A, B, C, D și E, nu? Da. Sunt direct... Nu. Să reaflăm pe astea, știind că... Știind că primele trei, adică A, B, C... Da. Mulțimea formată din A, B, C în ordinea asta. Le sunt direct proporționale cu... 6... Nu, 5, 6, 10. 5, 6, 10. Ultimele 3 sunt direct proporționale cu 3, 8 și 12. Care sunt ultimele 3? C, D, E. C, D și E sunt direct proporționale cu 3, 8 și 12. 3, 8 și 12. Și suma lor este egală cu 200. Adică suma celor 5, nu? Da, A plus B. A plus B plus C plus D plus E plus IF atât plus E, da? Egal cu? 200. 200. Te rog, ce înseamnă? A pe 5. A supra 5. Este egal cu B supra 6. Este egal cu C supra 10. S-o împlătura? Nu, era 42. Bun. Și? Egal mai departe? Nu, nu, nu. Și cealaltă, că nu mai am ce să zic egal. Și C supra 3? C supra 3? Este egal cu D supra 8, este egal cu E supra 12. E supra 12. Și încă mai avem că suma lor este egal cu 12. A plus B plus C plus D plus E, este egal cu 200. Idei? Păi avem C pe 10 și C pe 3 în două locuri și atunci
La primul punem că egal cu K și la doilea punem că egal cu M. Da. Deci observăm că valoarea raportului de aici, sigur e un K. Dincolo este un M, da? Da. Bun. Atunci o să avem că C egal cu 10K și C egal cu 3M, adică 10K egal cu 3M. Și apare legătură între K și M. Da. Să înțeleagă și Rare și Sonia. Deci, Sonia, nu pot să le leg pe astea. Dacă ar fost aici C pe 3 și C pe 3 și colo și colo, aș continua și rău de egalități, da? Dar valoarea este alta. Și atunci zicem K și M. Da. Și de aici rezultă din prima că, iată, avem C pe 10 egal cu K. Da? C pe 10 egal cu K. De unde rezultă că C egal cu 10K și dincolo C pe 3 egal cu M, din rezultă că C egal cu 3M. Și fiind vorba de același C, acum aș avea egalitatea, că 10K egal cu 3M. Da, este o relație. O relație care o am. Aștept idei. Deci am o relație în K și M. Dacă aș mai avea o altă relație în K și M, aș face o legătură între K și M ăsta. Bine, hai să mai încerc ceva. Aș putea să scot pe M de aici și să locuiesc aici ca peste tot să fie numai în K. Cât ar fi de aici M? Sonia, M ar fi cât? Dacă 10K egal cu 3M, M ar fi 10K supra 3. Da? 10K totul pe 3. Și atunci m-aș duce în cel de-al doilea șir de egalități de rapoarte și aș avea așa. Odată, hai să scriem pe primul șir. A pe 5 egal cu B pe 6 și egal cu C pe 10 și egal cu K. Și pe de altă parte C pe 3 pe care nu l-aș mai scrie, că C pe 3 am deja pe C din prima parte. Și aș scrie numai pe D și pe E, că de ele am nevoie. De A, B și C pot fi scoase. A-ul poate fi scos ca 5K, B-ul 6K, C-ul 10K. Deci aș scrie din... Pot să scriu pe, în totalitate și renunț la C pe 3 egal cu D pe 8, D pe 8 egal cu E pe 12 și egal cu M, care M este cât? 10K pe 2. 10K pe 2. 3. 10K pe 3. Și eu am suma, adaug de desubt, A plus B plus C plus D plus E face cât? 200. Și în momentul de față, 200 pe care se adormă? Păi nu le pot adorma, că nu le-am înșiruite ca să zic suma numărătorul pe suma numitor. Păi A egal cu 5K? Sigur că da. Deci din prima rezultă că A egal cu 5K. B-ul este 6K. Da. Și C-ul este 10K. 10K. Și continuăm. D-ul egal cu 10K. 10K pe 3 ori 8. Adică 80K pe 3. 80K pe 3 de dată. 80K supra 3. Iar și eu... Este 120K pe 3. Eu este 120K. Mai simplific o dată. 40K. Și dacă am găsit pe A, B, C și D și E funcții de K, și cum suma o știu, locuiesc pe A, B, C și D și E și o să am. 200 supra. De ce 200? A, 5K plus 6K. În loc de A punem 5K. Deci în loc de A punem 5K. 5K plus. În loc de B cât punem, Sonia?
6K. 6K. Plus 10K. 10K plus 80K pe 3. 80K supra 3 plus 40K. 40K. Egal cu 200. Și iată, peste tot în K, sunt foarte încântat. Și adun mai întâi, 5 cu 6, 11. Și cu 10, 21. Și cu 40, 61. Deci vine 61K plus 80K pe 3, egal cu 200. Amplificăm totul cu 3. Amplificăm totul cu 3, da. Și obținem. 3 ori 1, 3, 3 ori 6, 18. 183. 183K plus 80K. 80K. Egal cu 200 ori 3, 600, da? Exact. Și 183 plus 80. E 263. Deci 263. K. K egal cu 600. Atunci K este egal cu 600 împărțit la 200. Deci rezultă K va fi egal cu 600 supra 263. 263. Ia să vedem. 263 se mai împarte prin ceva? Prin 3. Prin 3 nu, că 12 cu 6, 8 cu 3, 11. Deci nu mai este simplificabil, asta este K-ul. Deși nu-mi place K-ul ăsta cum a dat. Hai să mai vedem să nu fiți tribunali o greșeală în tot calculul nostru. Deci, A, B, C sunt proporționale cu 5, 6 și 11. Bine? Cu 10. 5, 6, 5, 6 și 10. 10. Da. C, D, E. Da, cu 3, 8 și 12. 3, 8 și 12. Suma lor 200. Suma lor este 200. Faptul că sunt proporționale, am zis că A pe 5 egal cu B pe 6 egal cu C pe 10 egal cu K. Și C pe 3 egal cu D pe 8 egal cu E pe 12 egal cu M. Da? Ei bine, în condițiile astea, tu ai observat că se leagă C pe 3 și C pe 10 egal odată K egal cu M. Și mi-am scos pe C egal cu 10K și C egal cu 3M și am o relație că 10K egal cu 3M. Nu? După care, m-am întors și am locuit pe M, că pe M l-am scos ca fiind 10K pe 3 și șirul de la poarta al doilea tot în funcție de K. Și astfel am scos pe A 5K, B 6K, C 10K, iar D-ul este, cât este D-ul de aici? 80K pe 3, da? Și E-ul este 120 pe 3, 40K. Este corect. Suma lor este 200, 5 cu 6, 11 și cu 10, 21 și cu 40, 61K plus 80 pe 3 și vine 3 ori 1, 3 ori 6, 18 plus 83K plus 80K egal cu 600, da? Am ascult aceeași metod. În final, K-ul îl știm, nu este greșit K-ul, dar este un număr dat parcă la întâmplare. Adică aici, dacă ar fi fost în loc de 200 ceva care se facă simplificabil acolo, era mai plăcut oricum. Nu, n-avem ce face. Și spunem acum K va fi egal cu 5 ori K, K-ul fiind 600 supra cât? 263. 263. Și din 5 ori 6, 30 cu 20, deci 3000 pe 263. Da, o spus autorul A, B și C, D și E să fie din Q. Fracții, parcă, nu? Să se găsesc A, B, C, D, E. 5 numere iraționale. Raționale. Avea 5 numere raționale. Da, raționale, că asta e. Așa e. Da. El, autorul a scăpat de obligația de a gândi niște numere, pentru că sunt raționale și cu asta basta. Și odată rapid o formau problema. B. B egal cu 6 ori K, adică ori 600 supra 263, face 36 0, 0 supra 263. C egal cu 10K și egal cu 10 ori 600 supra 263 și face 6000
supra 263, ABCD egal cu 80K, 80K pe 3, face 80 pe 3, ori K pe care l-am găsit mai devreme, 600 supra 263, și n-am decât să mulțesc aici 200, nu? Și vine 2 ori 8, 16, urmat de 30, 16 mii, supra 263. Asta este D-ul și în sfârșit eu. D-ul e 40K? Eu egal cu 40K și egal cu 40. 600 supra 263. Și egal cu 24 de mii. 24 de mii. Supra 263. Supra 263. Da, și cu asta am găsit A, B, C și D. Ce a fost aici? Cred că... Gata. Da?